A doua venire a lui Hristos nu va mai fi cu pace și cu liniște. În momentul când Hristos s-a înălțat la cer, El spune că eu mă voi întoarce curând ca să pedepsesc pe toți cei ce nu cred Evanghelia. Toți cei ce nu vor să creadă că natura omului este neputincioasă și este nevoie ca natura lui Dumnezeu să intre în inimile oamenilor, așa ca ei să trăiască în faptele vieții și nu în faptele morții. I-a îndemnat pe fiecare dintre ei să fie pregătiți, și anume, cum este această pregătire? Ne explică Apostolul Ioan, prin vedenia care a primit-o de la înger și tălmăcirea care a fost dată ca cei ce-L așteaptă pe Hristos să fie gata totdeauna să se pocăiască, să-și ceară iertare de la Creatorul Său și să fie împăcat cu El. Să nu te rogi doar de dragul soției tale sau de copilului tău sau de dragul oamenilor, demonstrându-le ca și cum tu crezi și prin acțiunea dată tu crezând că ei vor crede. Ceea ce vrea Dumnezeu de la fiecare dintre noi, vrea ca noi să trăim în sinceritate față de El. El ne cheamă pe fiecare individual și spune noi să fim curați față de El. El să fie numărul unu de care noi să ne pese. Și în momentul când El va fi numărul unu, atunci noi vom trăi în faptele vieții și nu în faptele morții. Astăzi este ziua 362 și am citit din Neemia, capitolul 9, versetul 1 până la capitolul 37. Am citit din Apocalipsa, capitolul 19, versetul 11 până la 21. Și am citit din Psalmi, capitolul 148, versetul 7 până la 14, acolo unde ne îndeamnă pe fiecare dintre noi. Că să aducem glorie, să aducem onoare. Să nu încetăm să facem astfel de acțiuni, fiindcă acțiunile acestea sunt plăcute Creatorului nostru. Cu siguranță, dacă noi intrăm într-un legământ de căsătorie, fiecare dintre noi vrem ca partenerul nostru de căsătorie să fie doar al meu, să nu fie al altcineva, toată atenția să fie pentru mine. Și doar împreună, când atenția își dă unul la altul și unul are grijă de celălalt, atunci acea armonie și când momentul are unul grijă de celălalt și dă toată atenția, acel nucleu merge mai departe și nu duce lipsă de nimic. La astfel de acțiune ne cheamă și Creatorul nostru. Dumnezeu este un Dumnezeu gelos și mai întâi de toate El ne-a chemat ca pe El să-L punem pe primul plan. După aceea se încep toate lucrurile. În El încep acțiunile vieții. În El se face o căsătorie corectă, în El se naște un copil, în El se face toate lucrurile în lumea aceasta. El aduce viață și El este Cel care este în mijlocul tuturor lucrurilor. Astăzi, în Apocalipsa, este redat în totalmente venirea lui Hristos pe pământ și cum va veni El, cum va zdrobi El toate neamurile și anume de ce va acționa în felul acesta. Ne dă descriere. Și anume că vine pe un cal alb, cu o sabie, cu două tăișuri și spune după ce pedepsește pe cei nelegiuiți, pe neamurile, spune că El îi va conduce cu un toiac de fier. El va avea grijă de oamenii lumii acestea. Satana, fiara, toate acțiunile răului vor fi luate de pe pământ, fiindcă în momentul ce va veni Hristos pe pământ, bunătatea Lui va cuprinde toate lucrurile. Prezența Lui va face ca oamenii să recunoască cine este Creatorul adevărat. Spre aceasta ne provoacă această carte. Ne provoacă să ne pregătim pentru venirea Mirelui nostru. Pentru venirea Lui Dumnezeu pe pământ. Și ca nu cumva să vină și noi să nu fim în legământ cu El, că atunci se vor întâmpla astfel de lucruri. Și să nu ne punem semne de întrebare, de ce oare? Fiindcă natura ne vorbește în fiecare zi. Oamenii vorbesc, cărțile vorbesc, istoria vorbește. Noi putem să ne învârtim în jur, dar ceea ce ne provoacă pe fiecare dintre noi, să cedăm la egoismul nostru și să ne gândim la aproapele nostru. Ce se va întâmpla cu următoarea generație? Dacă noi nu vom cunoaște Creatorul nostru, ce se va întâmpla cu ei? Nu mai îmi închipui. Dar noi suntem responsabili. Suntem responsabili pentru vecinul nostru, pentru toți cei care ne înconjoară.
ca să le ducem vestea bună, și anume că Hristos a șters definiția de păcat din ochii lui Dumnezeu, ochii Tatălui, așa ca să nu ne distrugă odată și pentru totdeauna. Și ne-a dat în dar, prin credință, ca să credem că El este Dumnezeu. El este unica dovadă că a murit și a înviat. Și noi, care suntem în lumea aceasta, care ne așteaptă moartea fizică, putrezirea și învierea într-un trup supus neputrezirii, este Hristos, este unica dovadă spre care noi trebuie să ne ațintim privirile și trebuie să avem acea acțiune care ne îndeamnă El în fiecare zi, să fim smeriți, să facem ceea ce este plăcut lui Dumnezeu, și anume poporul Israel în momentul ce s-a întors în Ierusalim și a reconstruit înapoi cetatea și templul și cum a zidit acea relație, măcar că ei au curvit sau căsătorit cu alte noroade, cei ce au făcut ceea ce n-a spus Dumnezeu. Vedem că ei au venit și au pustit. Postul lor este descris aici în că n-au mâncat, s-au pus saci în cap cu cenușă și tot așa mai departe. Acțiunile acestea parcă așa reprezintă că dacă eu aș face asta, aș demonstra că eu postesc. Postul nu trebuie de demonstrat în fața oamenilor sau omul, natura omului să cunoască ceea ce faci tu cu Dumnezeu. Acțiunile către Dumnezeu și pentru Dumnezeu sunt strict între om și Creatorul nostru. Fiecare dintre noi suntem chemați la pocăință. Și dacă noi nu suntem în stare să ne pocăim de acțiunile rele pe care noi le facem și să avem o relație adevărată cu Creatorul nostru, atunci trebuie să ne punem semne de întrebare dacă noi în realitate îl cunoaștem. Că odată ce îl cunoști pe Creatorul tău, tu nu poți să nu ai acea relație adevărată la care ești chemat în fiecare zi. Eu vă doresc o zi bună, stați alături și ne vedem mâine!